Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Rac. Haideți să facem etalarea pentru perioada 17-31 august, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Bun, țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, chiar și Lilith în Rac. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Rac în perioada 17-31 august 2021, evenimente importante Rac. Rac, 17-31 august, evenimente importante Rac. Se pare că aici la voi este vorba despre o ceartă, ceva n-a fost just. Clar ceva n-a fost just. Vă certați într-un proces cu cineva. Este ceva ascuns aici. Probabil că persoana care trăiți are o amantă sau un amant. Pentru asta este și cearta, este și pentru împărțeală pe partea financiară, dar și pentru lipsuri financiare din câte văd. Aici este o așteptare. Cineva a așteptat ca cealaltă persoană să hotărască. E posibil să fie ca persoana respectivă să fie căsătorită sau voi. Cineva a așteptat aici un răspuns. Vrei să fim împreună? Vrei să întâmple lucrul ăsta? Vrei să aibă loc acest divorț ca să putem să fim împreună? Sau vrei să renunți la amantă sau la amantă să fim împreună? Iar cineva aici a spus că nu. Culmea că persoana care face lucrul ăsta aici, văd pești, rac, iar pești, scorpion, mai văd taur, fecioară, capricorn, persoana asta vă consideră o opțiune, foarte urât spus, îmi pare rău să auziți asta, dar este o persoană foarte neserioasă, o să aveți o ceartă foarte mare cu această persoană, cu acest bărbat, această femeie. Și aici este vorba despre o comunicare de la un drum cu o întâlnire cu o ceartă foarte mare. Pentru alții dintre voi este o ceartă în familie, o ceartă cu cineva din balanță, din câte văd, dar este ceva ce rezultă cu supărare și incertitudine. Persoana asta n-are de gând să vă dea nicio explicație pentru ceea ce v-a făcut. Vreau clarificarea cărților pentru cei din Zodia Rac. 17-31 august 2021. Justiția este pentru partea financiară, pentru alții dintre voi este o căsnicie. Aici este o luptă, dar parcă mulți dintre voi vă certați la telefon sau prin mesaje, pentru că persoana asta nu vrea să dea ochii cu voi. Este o persoană foarte narcisistă, este o persoană foarte egoistă, este o persoană care doar aruncă vorbe și nu face nimic, absolut nimic. Persoana asta ar vrea să fie cu o zodie de foc leu sau poate are și leu această persoană. Aici este un 10 de săbii. Se va termina această relație, veți ieși din acest trio, pentru că bărbatul ăsta pleacă din câte văd. Aici este o suferință foarte mare pe care v-a creat-o din punct de vedere financiar odată și doi, din punct de vedere sufletesc, mândria voastră, faptul că nu v-a oferit nimic consistent. Este o persoană foarte rece, o persoană care s-a gândit tot timpul la trecut și a avut o alegere în gând gemeni leu. O persoană care pune punct și divorțați. Eu văd foarte mult un divorț. Plecarea asta va implica foarte multă ceartă, din câte văd. Informații veți primi. Mai era și o altă femeie aici în peisaj, tot o opțiune. Persoana asta bea foarte mult, consumă vicii, este o persoană hoață, poate chiar se ocupă cu furatul sau diferite combinații, să le spunem așa. Turnul vine să vă scape de această persoană care v-a făcut să suferiți foarte mult și v-a ținut legați într-o relație doar pentru interes financiar sau doar pentru confort sau doar ca să-i cântați în strună pentru că ați fost persoane foarte maleabile. Aici este un 5 de săbii și 3 de săbii. N-am niciun scrupul pentru ceea ce fac. Persoana asta este sadică. Voi ați așteptat o alegere pe care persoana asta va să zică că trebuia să o facă, dar alegerea asta nu exista pentru că persoana asta nu vroia ceva serios. Aici voi insistați foarte mult pentru mulți dintre voi simți să vă împăcați cu persoana asta, ceea ce nu o să se întâmple. Sau cum vreți voi, relația nu o să fie. Pentru că persoana asta... pur și simplu v-a îmbolnăvit.
pur și simplu v-a îmbolnăvit. Voi v-ați îndrăgostit, iar persoana asta v-a îmbolnăvit. Aici este o plecare cu lacrimi și o resemnare din partea voastră. Veți spune gata, s-a terminat. Este și un taur implicat aici și un scorpion și cineva din gemeni, culmea, tot bărbați. Posibil să aibă legătură cu acest bărbat. Urmăriți foarte mult această persoană și aveți impresia că tot mai are ceva de spus. Eu cred că despărțirea a fost deja. Lucrurile s-au terminat, trebuie să înțelegeți că lucrurile s-au terminat aici. Persoana asta va respins iubirea pentru că nu are iubire de oferit. Sunt foarte multe opțiuni și pe lângă opțiuni persoana asta vrea să fie cu cineva din trecutul lui, că am văzut un leu. Regina de bâte cu soarele, am văzut mai devreme. Puterea, soarele, are și gemeni, leu, vărsător. Se grăbește către persoana, exact ce spuneam. Dar persoana aia nu-l mai vrea, iar voi, asta a fost posibil o căsnicie, dar sunteți în divorț, ori veți divorța și vă veți certa foarte rău pe părte financiară, pe, ori pe împărțeală, ori pe ceva de genul ăsta. Sigur aici aveți și săgetător și veți avea o claritate în legătură și cu echilibrul vostru. Îți spune pentru ce am trecut prin toate astea, ca să... Mulți dintre voi v-ați făcut iluzii în legătură cu o persoană care... Poate ați vorbit doar telefonic. Indiferent că ați avut o relație stabilă, că ați locuit în aceeași casă, persoana asta a venit cu gânduri false. Tot timpul s-a prefăcut. Bun, atât am avut și pentru voi cei din Zodia Rac. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.